Bună ziua! În vremurile de acum, pe timpul pandemiei, când trebuie să ne protejăm pe noi și pe familia noastră, la munte pare o idee bună de petrecerea concediului. Villa Ricci din stațiunea Borsec mi se pare una dintre foarte puținele pensiuni pe care le recomand cu căldură la superlativ. Camerele mari, arhi suficiente, am primit și un pas suplimentar fontolul, acesta este extensibil suficient pentru un copil. Am primit la cerere, de asemenea spațiu suficient pentru a caza bagajele noastre, iar dacă aveți vreo cameră pe colț, veți avea surpriza unui balcon imens. Acesta este numai jumătate din balcon, este partea, să zic așa, pe laterală, încă pe atât în fața camerei. Vila este dotată cu două restaurante interioare închise la momentul de față, plus locuri arhi suficiente de servit masa pe terasă, cât și în foișoarele din curte. Tot în curte, spațiu suficient pentru joacă, suficient pentru parcare, suficient pentru a te folosi de coșul de basket sau de masa de ping-pong pe care o avem la dispoziție. Masa este foarte, dar foarte gustoasă, fără niciun pic de condiment artificial pe care să-l fi simțit eu, lucru declarat de altfel și de către cei de la recepție. Mi se pare că până și ciorbele sunt făcute fiecare separat, în sensul că am găsit locuri de servitul mesei în care era făcut un amalgam și în funcție de solicitarea clientului se mai adăuga, de exemplu, perișoarele, dacă acesta solicita ciorbă de perișoare, iar din punctul de vedere al cantității, sunt cantități pantagruelice, ne așezam flămânzi cu un singur fel de mâncare, ne ridicam sătui. Nu am simțit niciodată dorința de sau necesitatea de a cere încă un fel de mâncare să ne săturăm. De asemenea, ce pot să spun că prețul este foarte ok, este mediu. Pe 6, uitați aici, puteți face print screen, pe 6 zile de masă, de luni dimineață până sâmbătă dimineață inclusiv, am plătit 700 de lei, pe cazare 800, ca să vă faceți dumneavoastră o idee. Personalul este pe o notă de la 1 la 10, de nota 30. Acestea sunt peisajele pe care le puteți vedea dumneavoastră dacă vă treziți suficient de devreme, răsăritul de la balconul dumneavoastră. Aici puteți vedea două pagini din imensa carte de impresii destinată clienților, de la clienți, plină numai cu impresii la superlativ pozitive, tot de la nivelul balconului, de unde vă puteți dumneavoastră servi cafeaua de dimineață. Puteți, dacă aveți noroc, să vedeți un fenomen care se întâmplă destul de des, aș putea spune, sau mă rog, spun cei de la recepție, și anume un curcubeu care se formează foarte aproape de pensiune, practic cu marginile de o parte și de cealaltă a curții pensiunii respective. Aș mai adăuga că măsurile de protecție COVID se respectă, personalul cu mască și de asemenea am văzut în fiecare dimineață atât suprafețele cât și pe jos. Se dă cu dezinfectant. Este dată și cu soluție de dezinsecție. Insectele, am văzut un gândăcel, cred că era un cărăbuș care intrase și în 10 minute era cu picioarele pe sus. Deși nu se simte ceva nociv, pisica cu care am fost primiți în această pensiune nu a avut nicio problemă și este sensibilă la așa ceva. Stațiunea Borsec, în care se află această pensiune, oferă pe lângă acele izvoare celebre, oferă și trasee de trekking de nivel foarte ușor, pe care și un vârstnic le poate parcurge fără probleme, cât și de nivel mediu. Foarte ușor aș menționa Peștera de Gheață sau centura Borsecului, de jur împrejurul Borsecului, 10 km acest traseu, precum și de nivel mediu, cetatea Bufnițelor. Dacă sunteți vârstnic, puteți merge pe acest gen de cărare. Peisajele sunt absolut minunate, bineînțeles, aerul este foarte curat și nu trebuie să fiți într-o formă fizică excelentă ca să puteți vedea astfel de peisaje sau cele
care vor urma. Le-am fotografiat, să puteți arunca și dumneavoastră o privire. Per total, este un sejur care îl puteți face dumneavoastră și în care să vă simțiți minunat acum în această perioadă, un sejur în care nu trebuie să fiți alături de mulțime, un sejur în care puteți avea colțișorul dumneavoastră de rai, să zic așa, și în care să vă reîncărcați bateriile. Mă reîntorc la pensiune, vis-a-vis de pensiune, în afară de o lipsa unei uși cu plase de țânțari suplimentare la balcon, nu am absolut nimic ce să reproșez. Mult lemn, curățenie desăvârșită. Tot vis-a-vis de data aceasta de stațiune, pe pârtia de schi este amenajat un roller coaster. Copiii, odată ce îi duceți acolo, vor dori să se dea iar și iar. Cel puțin băiatul meu declara ca obiectiv principal al zilei plimbarea pe acolo. Prețul acelui roller coaster este de 5 lei pentru un copil și de 10 lei pentru un adult. Nu este foarte abrupt în sensul că să dea motive de speriat, însă nu este nici foarte domol să fie plictisitor. Durata totală de parcurs în timp a acestei distracții era în jur de 20 de minute, cu tot cu urcuș. E o experiență pe care cred că ați dori să o dați copiilor din noastră, dar este potrivită și pentru adulți. Aici vedeți peisajele de care spuneam, vă las în continuare cu aceste peisaje. Repet, în această perioadă și nu numai, ați putea vizita Villa Reche pentru că merită. Investiția este făcută cu gust, personalul este foarte, foarte ok. Încă ceva care cred că merită menționat. La pensiune nu se acceptă bacșiș, am încercat să dau, nu mi-au fost primiți. De asemenea, din punctul de vedere al banilor, nici măcar nu am avut grija lor pe parcursul șederii. Practic toate cheltuielile noastre de la masă au fost contabilizate. La sfârșit, pe baza notelor de plată semnate, s-a făcut un calcul și am achitat per total. Încă o dată menționez, prețul acestei distracții, doi adulți plus un copil, a fost de 1000, până într-o 1600 de lei, 700 de masa plus 800 de lei cazarea. Mulțumesc pentru atenție, dați un like și un subscribe dacă vreți ca acest gen de informații să mai ajungă la dumneavoastră sau să ajungă la alți potențiali turiști care doresc impresii de la cei care le-au și trăit, cei care au trăit experiențele despre care se și vorbește. Vă mulțumesc, ne vedem tura viitoare!